Nu mi-am amintesc să fi comandat ceva, dar totuși am două pachete la ușă. Well, geeky, pe de către Dani BH, ok, și ăsta la de jos. Mai, frumos mod de a ne începe ziua cu niște cadouri de genul ăsta. Bună ziua, așa alcărmax și salutări Elitra. Sky's the limit. Thank you very well. Cred că eu nu-ți bătut dragonul dacă nu mă înșel eu. Puteți să lăsați în comentarii dacă știți voi cine a bătut dragonul. Să lăsați acolo o idee. Că, sincer, să fiu cu voi, nu am timp să mă uit la toți ai duci și mi-ar prinde bine să știu și eu cine o fost eroul care a bătut acest dragon, să zicem așa. Dacă vă întrebați cum am reușit să craftez Sharker boss aici în crafting, este un data pack. Este un data pack și cred că se numește cumva crafting, nu mai țin minte exact 100%. Și treaba asta, noul minigame din Haiducești este aici. Ok, am înțeles. Deci asta trebuie să fie la zona de minigame-uri. Perfect, o punem acolo cărticica. Și acum dacă tot avem Elytra și am primit-o cadou de la bun început, Aș vrea să vă urez bun venit și bine v-am regăsit la un nou episod din Vreaz la Heducilor, oameni faini. O să trebuiască să mergem să cumpărăm un mending, că nu cred că mai am, și cum facem noi rost de o cărțulie cu unbreaking? Aceasta este întrebarea. Eu pe aici, din câte mi-am eu nu cred că am cărți încântate. Am făcut rost de cărțulia de unbreaking și văd că lumea deja are căței noi da. Plus armură pe ei. Sau, ba nu, ba nu, stai, ăsta n-are armură. Nici ăsta n-are armură, nici ăsta n-are armură. Ah, mai are vreun sens oare să-mi deschide un magazin cu câini? Nu știu. O să mă gândesc, o să aprofundez foarte tare pe, pe, ideea asta cu magazinul de, de căței. Din moment ce lumea deja are câinii noi. da. Interesantă treabă ce pot să zic. Dar am venit aici pentru o altă treabă, am venit pentru mending și după cum scrie acolo, 3 mending, 15 diamante, oferta încă este valabilă. Treaba este numai să mai existe cărți cu mending destule. A, uite, aici avem. Perfect, punem ăsta aici jos și luăm 15 diamante de aici, uite așa. Bada bim, bada bum. Și o să trebuiască să luăm 1, 2 și 3 cărți de mending, nu? 3 cărți de mending plus a patra o să fie gratuită din ce scrie acolo frumușel pe ofertă. Nu știu niciodată când o să mai ai nevoie de mending plus că avem aici un trident care ar ca merita un mending și am făcut rost și de o carte cu loyalty cât am stat la ferma de scheleți și am făcut un picuț de XP. Deci am breaking și cu mending pe uh, elite elytra noastră și probabil mending și cu loyalty o să punem noi pe cum îi spune, pe trident. Ar trebui la urmă-urme să ne facem și tridentul ăla cât mai uh, encioantat, să nu ne mai batem capul cu el și data viitoare când o să mai avem treabă prin oceane, să putem să-l folosim. Acum, unde era portalul lui Panda? Cred că pe aici pe undeva. Și dacă tot suntem pe modul de cheltui diamante, de ce să nu tragem o fugă și până la magazinul de lucruri pirotehnice și să ne luăm noi niște rachete? Eu aș zice că... Asta e un diamant per stack. Perfect. Aș putea să iau o să, uite, așa frumos. Să-l punem aici. Și ia să vedem câte mai au de vânzare. Nu știu sigur câte diamante o să fie pentru toate astea, dar avem două locuri libere acolo. Zice că e un diamant per stack. Aș putea să le fac o vânzare mare la băieți și să iau toate rachetele astea de level 1. Îmi place să le folosesc pe astea fiindcă nu mă bat cu capul de toți pereți în timp ce zbor. Dacă am nevoie să fac niște călătorii mai lungi un picuț, e probabil că atunci o să luăm niște rachete de durație mai mare, să zicem așa. Dar deocamdată astea de level 1 sunt perfecte. Bun, așa, încă un rând și până aici. Și mai avem încă 46 de diamante. Ah. Oh, stai, never mind. Mai avem încă 12 blocuri de diamante pe lângă astea 46. Mamă, ce m-am speriat că o să rămân fără. Holy moly. Ia să ne denumim noi frumușel shulker box nostru și l-am făcut și alb ca să știu de acum încolo ce lucruri am în el. Îl punem pe jos, luăm un stack de rachete, cred că o să ne ajungă deocamdată și restul îl stecuiim Uite aici frumos, ăsta este gol momentan. Și bine ar fi să ne facem treaba și cu elytra, nu? punem aici frumos, punem pe ea Mending, îi schimbăm și numele, îi dăm așa un aripioare picante, că de ce nu, până la urma urmei, <gângângângâng> dacă tot este o aripă, și punem o paranteză P-ul meu clasic, după care îi dăm și Unbreaking. Uite așa frumos, extraordinar și în momentul de față avem și aripioarele picante și pot să-mi pun eu restul cărților de Mending aici și sau de fapt știți ce? Ia să facem noi treaba asta pe trident, dacă toți suntem aici. Tridentul, pune mending-ul pe el și punem și loyalty-ul pe el. După care pe viitor o să punem și restul enchanturilor în momentul în care o să avem enchanturile respective. Și acum bănuiesc că foarte multă lume au văzut deja că eu am netherite pe mine. Din păcate nu am o poveste atât de interesantă și de amuzantă ca și a lui Colpir, Însă există o micuță micuță poveste și în spatele, cum-i spune, în spatele armurii mele de netherite. Odată am făcut rost de netherite pe un live stream pe care l-am făcut vinerea trecută pentru toate toate uneltele mele și de mecheriuța asta, de smitting template, am făcut rost de la blue în urma unei afaceri cu el. Cățeluș cu părul creț, fură rața din coteț și Uf, se jură ce că nu fură și îți dau un pumn în gură. Servus. Am, am, venit să fur, da, 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 nu. <laughs> nu le cântam cățeluș cu părul creț la ăștia, uite ce frumos ești. A, da, mă, bă, stai, e pe toți? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mamă, 8 și cola mm -hmm. 9. Uite, mm -hmm. nu e pe toți. Ne, credeai greșit. Da, credeam că e numai 2, 3 variații, însă că vin și eu să cumpăr unul. Cât e prețul chiar? <laughs> Ah, băi, sincer am să nu pun foarte scump, nici prea ieftin okay. și am zis că m-am gândit, gândit să fac Bă, un preț a. unitar pe, pe toți, știi, gen să nu fie ăia care se găsesc mai greu să fie mai scumpi, ăștia ala mai ieftin, că nu. e urât așa, știi, și am zis da, că da, da, uh, 32 de diamante pe un cățeluș plus o armură de lup eu zic că o, e un -ai preț și armură? Ah, da, înțeles, am păi da Păi, nu, îl îmbrăcăm frumos pentru orice. Pentru mm -hmm. da, armată. Da, da. Mă, nu știu pe care să le iau pe ăsta, din stânga sau pe ăsta, din dreapta. Asta, păi, eu sunt indecis. Ăsta din stânga, într-un fel sau altul, e mai frumos. Vezi că e husky, din asta, așa cu pedigree. Ăsta da, da, da. al de aici, de lângă, de lângă, ăsta e un mai greu de găsit. Că e, e alfa, mm. știi? E mai alfa așa. Mai e. Rar. Da, da, e printre cei mai rari. E... Hmm. Măi, știi ce? Din ăștia doi, Cred că o să-l iau pe black de aici. <laughs> Tine aia o să-l iau pe la negru. Da, da, da. O să-l iau pe ăsta să fie. Ia stai că nu mai știu unde mi-am pus carne. Stai așa. Stai, A, nu, așa. Nu, stai un pic, stai un pic. Da. Că vreau să facem, nu vreau să facem un deal din ăsta normal. Tu îmi dai câinele, eu îți dau diamantele. A... Da. Bun. Atunci. Deci, fii atent. Ai fost până la zona de minigame-uri? Nu. Ok. Eddie a făcut un joc cu ghicește blocul, ca și jocul ăla Guess Who, în cazul în care îl știi. Guess Who? Uh, gen și Gras XXL? Nu, nu, nu. Fiecare alege <laughs> un lume. bloc, punem întrebări, închidem treptorurile la blocuri și ah. trebuie să ghicim blocul pe care l-a ales celălalt până în întrebări la care să răspunde cu da sau nu. Ok. Da. Și vreau să te provoc la un joc de la. Iar dacă tu câștigi... Îți dau Nu văd că n-ai netherite pe tine Îți dau nu. 8 netherite upgrade-uri Pentru armură și unelte mm. Pentru un câine Ok, și dacă nu câștig? Și dacă câștig eu Îmi dai un câine gratis și o armură Da bun, hai să vedem ce luăm, ce alegem A, Alegeți de acolo mm. să Ia bă blocul de diamant și gata, îl duce acasă, nu știe nimeni. Gata! Așa, gata. Ce om! Și chiar să fiu la blocul de diamant. Am plecat! Da, să luăm fiecare câte un bloc de diamant și mare. lasă, nu contează. Dar cum ce te Păi da! Bun. Bun. Păi tu. La răspunsul la întrebare trebuie să fie da sau nu. Stai că era, era închisă o întreb de la aici, așa, gata. Ah, okay, okay. Să încep eu? Da, ră, ah, întrebări cu da sau nu. Dormi liniștit prima dată. Ce-a pus frumos, uite, mi-a furat apusul. Dar văd răsăritul. Ah, da, ia uite, tu-l vezi, eu trebuie să mă uit. Tu-l vezi, eu nu-l vezi. Ah, bun, prima întrebare. Este mm. bloc din nether? Nu, nu este bloc din nether. Bun, deci ăsta nu -i. Acum, ce mai era, era din Cealaltă nether? întrebare. Da, Al tău este bloc din Overworld? Um, nu. Deci nu este din Overworld. Nu. Care dracu mai era din Nether, mă? Crying Obsidian nu se pune că e din Nether? Uh, da, Crying Obsidian se... Pune, se teoretic uh, da, se și din Overworld, dar cred că din uh, da, se pune că din Nether. Adevărat. Bun. Bun. Așa, închidem astea. A, așa. Al tău îi bloc craftabil? Da, blocul meu se craftează. Deci înseamnă că nu îi bloc nu cra Bloc craft... Ăsta nu-i da. bun? Ăsta narecum. are bloc cum? Ăsta n-are uh, cum? Ăsta n-are uh, cum? Blocul tău se minează cu târnăcopul? Adică dacă l-ai întâlni, ar trebui să-l minezi cu târnăcopul? Dacă ar trebui să-l minezi cu târnăcopul? Da, adică l-ai lua cu târnăcopul sau poți să-l iei cu orice? Uh, da, îți trebuie târnăcop pentru el. Ok, deci îți trebuie târnăcop pentru el. Ăsta noi, i ăsta nu -i, rămân astea patru. Ăsta se craftează, ăsta... Și alea care se prăjește se pun la craftabile, mă? mă nu știu, că ai problema că <laughs> jocul normal <laughs> e cu oameni, știi? Și la oameni poți să întrebă, are părul blond, are cercei, pălărie? La asta e foarte ambigu că... Teoretic Obsidian și Crying Obsidian mai găsești și în world, adică na, să Corect. zicem, știi? Sau... Uh, uh, uh. Bun. Bun, 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 bun. bun, bun, bun. Um, blocul yes. tău este cumva Crying Obsidian? Nu. No. Nu, no. ah, ok. Blocul tău provine de la mobi? Da. Atunci e slime bloc. Da, Oi, slime. Da, da. Yeah, practic mai trea să stai o tură și după aia... Mai stai o, sta o tură. tu mai stai o tură Blocul tău e Blackstone-ul? Nu. Ok, era Obsidian, așa -i? Nu, era un anvil. What? Oh, ok, ok. Mi-am mi luat... Și eram sigur că o să-mi iau la jocul ăsta. <laughs> practic nu-i din Nether, dar... Da, nu e din nici din dar nici din Overworld, practic. Da, că, se craftează, da, uite, Se vezi? Mult prea multe înțelesuri. Da, cum a fost bun asta. What the heck? bă, blubă, bă. Bă. bă, dacă e. vrei, uite, dacă vrei, îți dau, îți dau lecții gratis. Da, da, lecții gratis. <laughs> cum, să, cum, să, pui întrebările, -o, ca să-ți dai seama. Și eu. da nu mă așteptați să fie chiar așa de repede și de... Mă, durează, durează, puțin un meci din ăsta, dar e fain, e fain. Adevărul e că știi ce fan? Îți pune a. mintea la contribuție și pentru un bătrân ca mine, mă, blu, da, ți puf. aduc pe ăștia doi mici la tine. Da, ok, mici ăștia doi. Ok, și lăsăm okay. acolo deocamdată Bun. și după informarea noastră care a fost, informație... <laughs> Da, trebuie. Să, cred că trebuie să fie unul și unul Da, una trebuie una să una fie tău. Ori să ai tu un câine Ori să, cum îi spune Da, ori să ai tu un câine Ori să-ți aduc unul care nu, nu a fost Luat și revendicat de către nimeni a, da. da, și S-ar putea să fac rost de unul la un moment dat Nu știu, îi ducem acolo și vedem Păi ăștia îi duc la tine să rămână acolo așa drăguț Să fie simpatici undeva uhum. Și apoi după Punem, aceea Să păzească șopul de armă, hmm. trimuri. Sau nu, nu, la, la, capete. la capete îi pune, că arată așa fioroș. Da, 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 exact. Și o să mă duc eu să fac chiar și o mică călătorie, să că caut un cățel. Mm -hmm. Așa la duci cu lesa. Da. De ziceai că vrei, nu? Mă, negru, husky, ce găsești mai rapid? De, pe, da, ce facem, mai căutăm, îi găsim, știi cum, eu, e miros. Și uite așa am ajuns eu să am smit în templeturile necesare pentru a face toate uneltele și armura de netherite, dar bineînțeles că m-am ales și cu o mică datorie față de blușmenică. Și mai exact să vin prin pădurile astea să încerc să-i găsesc un lup negru. Sper din tot sufletul să găsesc unul cât mai repede. Nu sunt așa de departe de spawn, ceea ce este foarte bine. Dar până acum am văzut numai vaci pe aici și aici cred că suntem într-o taiga, ceea ce nu prea îmi place, pentru că ar trebui să ne aflăm într-un Old Grove Pine Taiga. Iar acela este undeva pe aici și nu știu sigur dacă pe partea cealaltă de râu se află tot Old Grove Pine Taiga sau se află un alt tip de biome. Dragii mei, pe voi vă căutam. Ia veniți în coace. Prieteni, nu fugi. Nu, e, vine în coace. Vine în coace. Și ca să fiu om de cuvânt și om bun, cu blu o să-i aduc doi căței. <laughs> o să-i duc doi căței și o să-i parchez undeva acolo într-o bărcuță pentru el. Sper totuși să nu se despauneze. S-ar putea să fiu nevoie să le dau un nume cu name tag-ul, ca nu cumva să se despauneze înainte să intre blu și să-i temuiască cu oase. Dar ce mai greu urmează acum? Să ne facem drumul către spawn și mai exact către căsuța mirobolantă și mirifica lui blu cumva, cumva, cu greutate am reușit să ajung cu căței ăștia aici. Am așa are blu și portal aici. Bine că am venit pe la Peter. Trebuie să mă uit să vedem care pui mei portalul lui. Că nu am găsit niciun portal cu numele blu pe el. Oh, buu, ce să fac eu? Îi pun barca aici. Barca furată tot de la Peter. Și îi trag pe căței ăștia doi așa perfect. Excepțional. Să intre în barcă. Doamne, deci cât m-am plimbat, nu o să vă vine să credeți. Am, am, mers și prin Nether, am găsit și o, o zonă unde cineva făcea bartering cu, cu piglini și am luat de acolo niște poțiuni de fire resistance ca să dau pe căței să nu cumva să pichice în lavă sau ceva și să mă fac fără ei. Dar am reușit să-i aduc, drăguții de ei, uite-te și tu. Poate să aibă blu acum doi dulai negri, să-și pună unde vrea el, să-și numească cum vrea el. O să le fac și o poză și o să-i trimit la tânărul blușmenică să vadă că am adus căței. Uf, greu a fost. Greu a fost să-i aducem până aici. dacă e situația în felul ăsta și vrea vreun haiduc să-i aduc un câine, 32 de diamante mi se pare un preț prea mic, poate chiar, la prin câte trebuie să treci numai ca să aduci tu câinii din zona unde se spawnează până la casa fiecărui haiduc. Ah, bine că am scăpat de treaba asta și de datoria asta. Și acum putem să trecem la alte lucruri pe aici pe breaza haiducilor. Ei hey, salut, pufule! Tu ce cauți aici, mă? Mă, am vrut să mă duc la tine acasă să te caut, dar aparent am văzut că stai aici lângă cartof. <laughs> să mă cauți la găini? Da, nu, să te caut acasă. Ce găini? Aha, aha, aha. Încă negi, am înțeles. Ce, ce neg? Nu dar știu cum bă, să nici, fac. Nu, nici, nu știu ce să ia nici, totuși. Nu știu, știu cum să face că fați. tot timpul când când pe aici prin zona asta te spawnezi și tu de nu știu, nu știu după miros vi sau că nu înțeleg. Da, 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 vin după miros, da. Nu, dar tot timpul întreabă cu tine. Întâi cu câinii, acum uh, știi care e faza? M-ai mm. uh, ajutat tu cu sistemul ăla la șmecher la sniffer de colectare, cu alei, mm -hmm. cu chestii. Și hai cu mine, Nether, că aș mai avea nevoie de un sistem. de. Ți ai găsit de, de, câinii, apropo? A, ce că Nu, n-am găsit. N-am fost până ieri, nu m-am adus direct cu Dark să facem ferma. Acasă la tine, mă, că ți-am adus câini. A, a, ok, o să mă uit, bine că mi-a zis să mă uit după ei. Ți-ai Păi nu, Dar, că m-o chema nu pot să Dark să zici, să facem trebuie ferma. Să, trebuie să vin musai să văd, nu pot să-mi zic da, zici, hai nu? că -ți, ți, explic acolo a, să vezi, că dacă nu vezi, meu. nu știi. Na ce mă face omul ăsta, mă, să fac? Păi, da, păi trebuie să vii cu mine, pentru că altfel nu știu unde ai de mers. Fugi pui de Naruto ce ești. Fug, fug. Pai aia e faza, că nu avem GPS pe, pe breaslă, să dau coordonatele, <laughs> să-ți ducă GPS-ul direct acolo. Făceai și tu o hartă și puneai un nix mă, ce așa greu. Dar nu poți să faci hărți în Nether. Nu stii asta? O desenai în Paint. Bine, mă, o desenam în Paint, lasă tu atâta, dacă vrei să nu știu desena, abia fac un stickman. Tii, Tic, mă. Da. O gaură. O ce frumos. Man, ia uite, încă o gaură. Și încă o gaură. Aia nu-i da. nu nu gata gaura respectivă. Și ce pui da. me în partea alaltă? Um, acolo am să presupun bă. că e ferma de broaște. Sau ferma de hoglin. Nu, că e cu lava, e ferma de hoglin. Alu, Ai, alu, N-a fost niciodată pe aici, pe sus, pe de rost, pustiu e aici, Nicio nu n-am venit până m-o chemat Dark. O zis, bă, hai că avem toate materiale, facem ferma. Și pe Nici și portale. Bă, oamenii ăștia au fost peste tot și pretutindeni, mă. Eu mă chinui da. încă să fug prin nether, să mă uit la coordonate, să mă ridic la Y-uri, la treburi. Ui la ăștia. Yep. Du-te, mă, băiatule. Vezi acolo patru portale? Ce? Eu n-am fost în niciun trial chamber, băieții ăștia au portal către patru. Ma. Yep. Trăiască ce-am pe casă. Trial chamber-s chamber dărâmat yep. Noi n-am fost în niciunul, băieții ăștia deja dărâmă. Da. Oricum, -am se vede fermă? Uh, încă nu. Nu, încă nu. Ok, o să genereze imediat. Deci, care e faza? Noi am făcut ferma asta de gold pe care o să o vezi imediat. Acum aceea, pe să apară o zonă. Așa. Și îți dai să mă avem fermă de gold, ne trebuie mm -hmm. și un sistem de colectare pentru el. Aha, Știi. și, de-aia mai chemat pe mine, a? Da, și la sistemul ăla de colectare ne-ar plăcea dacă ai putea face un sistem de sortare. Aha, aha. Da, deci să se sorteze toate itemele, să bile mărg într-un loc, rot în flash un alt loc, la rot în flash dacă ești tu drăguț, uh -huh. să, să faci și un sistem în care intră rot un shulker și să sparge automat shulkerul și să pune alt shulker. Da, ai shulkere! Totul. Mă duc, mă duc după. Mă duc după și fac rost de șulcăre. Da, și eu trebuie să mă duc până Nether, până Nether, până, în End. nu mai știu, nu mai cunosc dimensiunile. Da, ti cred. Păi o, o spart... Zineu. O, o bătut Eddie Dragonul, nu, nu l-o spart. A, <laughs> acum Eddie l-o bătut. După șulcăre. Da, 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 el o bătut. Am el văzut, am, Dragon Slayer. Am văzut că am primit uh, cadou ăsta, două șulcare și o Elytra la începutul, începuturilor, când am fost pe la mine pe acasă. Mm -hmm. Și mă gândeam că eu nu ți au fost acel om nu, nu, care o bătut. Fost. Aha. Am luat și eu alea două șulcăre pe care le-am primit, le-am făcut, că aveam nevoie de ele aici la fermă. Da, pe ce cred? de vreau și eu să mă duc, să mai mă adun niște șurcare și îmi trebuie niște roduri de alea ce luminează. Cum le zice? Ah, endroduri. Așa, endroduri, da. da. Îmi trebuie câteva din alea. Nu numai bine că am venit cu Blue până pe aici prin Nether, că așa pot să mă duc frumușel și în End să-mi fac rost de lucrurile de care am nevoie. Îmi trebuie câteva endroduri pentru micul nostru, că... A, apropo, nu v-am zis, pentru că m-am luat la povești cu Blue și cu alte chestii și nu v-am zis chestia asta, dar m-am decis până la urmă să-mi fac un, între ghilimele, magazin de, de câini. Aș vrea să zic mai degrabă un adăpost, post. să fie un adăpost de câini, și am nevoie de câteva intr-uri pentru treaba respectivă, plus am nevoie de niște șulcare în care să bag toate materialele de care am nevoie pentru construcția Aia, aia făceam eu cât timp stăteam pe acolo pe la spawn și că căutam un loc pentru pentru adăpost. Și între timp o veni blocul cu alte treburi și acum psa, am de făcut și redstone și alte nebunii de genul ăsta, deci e jale, domnule, e jale. Eu te-am făcut și achievement-urile și acum în încotro este, uite aici. Ai. Uh, dar în partea asta cred că a fost tânărul Eddie și uh, cred că a explorat tot pe aici da Mergem și noi. Poate poate, găsim, uh, poate, poate găsim și noi o fortăreață, două, trei. Da, nu cred că îmi trebuie mai mult de una. Trebuie o fortăreață să mai iau câteva șulcăre, poate așa vreo 5-6 șurcăre Și pe lângă asta să iau endrod de care ziceam. Și de pe aici, de prin end, nu cred că mai îmi trebuie altceva momentan. Cred că atât este ajuns. Eu te și fortăreața. Destul de ușor am găsit-o, nu trebuie să mă duc prea departe. Din ce văd eu aici, s-o cam am fost la Elitra, Deci acolo, acolo s-au ajuns deja. Văd că încă mai sunt pe aici Android-uri, ceea ce înseamnă că pot să mă duc frumușel să le iau. Nu știu ce să zic în schimb despre shulker boxuri. uri Shulker box -uri, din câte văd eu, ok, am găsit acolo unul. că am greu de ucis ăla. Dar din ce pot să văd pe aici au fost cam șordele toate. De prin cufere s-o cam luat totul. Ce aș putea să fac este să iau cuferele astea cu mine, că decât să stric eu lemnul pe, pe cufere mai bine, mai bine să-l coleg de pe aici, de pe acolo. Și să luăm niște endroduri de care avem noi nevoie în momentul de față. Și trăiesc cu speranța că nu o să fiu nevoit să mă duc până în cuca măcăi după, ar, după alte șulcăre. Și sper din toată ființa mea să găsesc câteva cât mai aproape cu putință pe aici, undeva prin zonă. Ziceam cu puțin timp înainte pe episod, când m-am întâlnit cu Blue aici în zona asta, că eu eram în căutare de un loc pentru micul meu adăpost de câini, mai degrabă, nu de animale. Aș vrea să-l pun undeva pe aici. Aș vrea să-l pun undeva lângă magazinul lui Blue de Sniffer și cred că aici o să fie o zonă perfectă pentru el, că e destul de plată și o clădire nu foarte extraordinar de mare, dar are nevoie clădirea respectivă de o zonă plată. Și lângă păcăneaua asta lui, sau ruleta, ce fi a lui Dani și magazinul de sniffer, cred că este un loc destul de bun. E destul de colorat, ținând cont de faptul că are multe culori Dani în chestia asta și are și blue destul de multe culori în magazinul de sniffer. Cred că ar fi o adiție destul de mișto aici. Am făcut -o și de niște șulcăre, niște șulcărșeluri și am aici încă două șurcăre pe lângă cel care îl aveam înainte. Deja am aici adunate câteva materiale pentru el și după cum puteți să vedeți, tematica o să fie una un picuț cam albăstruie, să zicem așa. Trebuie să mă pun acum să îmi aleg, să mi aleg, să mi culeg toate materiale, așa că o să dau o fugă iarăși până în Nether, să mă duc să-mi adun niște nisip, pentru că grevă l-am deja. Trebuie să mă, din a să mă opresc din a folosi pentru că prea mult, că nu-i nu prea drăguț. Și după aceea trebuie să mă pun să-mi fac uh, niște concret, O să-mi trebuiască concrete powder albastru deschis și concrete albastru deschis. Cred că o să mai am nevoie de o grămadă de quartz, ceea ce dacă o să fie un nether o să fie extraordinar de ușor de adunat. Și ce doamne o să mai întrebească mie? Hmm. O, oricum, am listat cu materiale pe undeva, sau so, o să mă pun pe treabă și să-mi adun toate materiale după care venim să construim adăpostul. Locul unde o să vină adăpostul nostru de câini a fost ales și a fost și îndreptat cât uși de cât în așa până încât să ne încapă cădirea. și cred eu că am strâns și toate materialele necesare pentru a-l face, avem și un surplus aici de nisip și de gravel și de culori în cazul în care o să avem nevoie pentru a mai face materiale în plus, zic eu, dar cred că o să fie suficient cât avem noi pe aici, avem și niște... Uh, frog de data trecută, de când am cumpărat și am făcut alte chestii cu ele. <laughs> și ce mai avem de pe aici? Cărțuri și alte chestii, o grămadă de lână și de concret. Lână am cumpărat-o, concretul bineînțeles că îl avem de la noi înșine, că l-am făcut. <laughs> la fel și concretul alb. O grămadă de, uh, cum e white concrete și mai am pe aici smooth quartz pe undeva, iarăși o tonă. Am fost de-am adunat, de mi și ieșit pere albi la cât am adunat. Niște dark oak, tre oak trepuri, o să folosim și câteva blocuri noi de cuplu, doar care nu le-am luat cu mine, alea sunt încă la căsuța noastră de acolo. Dar când o să fie nevoie de ele, o să-ți dau un zbor până acolo să rezolv problema respectivă. Tot ce îmi rămâne de făcut acum este să mă apuc să fac construcția în sine. Și cu acest mic detaliu, clădirea noastră este gata. Aici am construit un micuț birou pentru noi, unde să închem noi afaceri și alte lucruri de genul. Practic aici aș vrea să fie o zonă unde să venim cu oamenii și să le facem un micuț contract de... Era să zic închiriere. <laughs> Doamne, ce în cap meu, e prea târziu. Era... Am vrut să zic un mic contract de adopție, să zicem așa, sau de vânzare, cumpărare a cățelului sau ceva de genul acesta. Mă rog, cam mai ar fi ideea, în principiu, acum vedem noi pentru ce o să folosim camera asta. Dar aici, după cum vedeți, avem niște locuri unde să băgăm cărțulii și, practic, să fie o arhivă unde să ținem toate contractele sau ceva de genul respectiv. Arată destul de drăguț, cu niște lumini pe aici. De asta am și fost în Nether după... Cum le spunea asta Că am și uitat? Așa, după Android-uri. Am <laughs> probleme de memorie, să vede că-s bătrân. Și, mai jos, sub nivelul acesta, avem zona unde o să stea cățelușii. Aici o să stea cățelușii. Am făcut niște, cum zice, glezi asta. Cred că e magenta, da. Magenta glezi cu săgețile astea ca să le arăt oamenilor cum să se ducă așa frumos pe aici, pe zona asta, ca să ajungă sus la birou. Îi <laughs> în drept. Îi în drum, pardon. Îi în drum. Și în fiecare zonă de asta o să aducem câte o rasă de căței. Avem 8 cum să le spun eu, 8 locașuri pentru cățelușii noștri, 8 cuibulețe, dacă mi se permite. Și sus aici cred că o să punem căței albi. Practic o să fie așa lângă birourile noastre, o să avem doi dulăi acolo. Aici în chestiile astea o să vină niște apă. Asta arată ca și cum ar fi niște mâncare de câine și asta arată ca și cum ar fi niște gratii care sunt coborâte și am putea să le ridicăm înapoi în cazul în care ne dorim acest lucru. Poate pe viitor o să pun niște slaburi aici ca să cobor un pic tavanul fix în zona asta lor, să arate un pic mai diferit, să nu fie totul chiar așa de plat și de plan, că arată ciudat într-un fel. Dar vedem, vedem ce o să facem pe viitor. Și acum de afară clădirea noastră arată ceva de genul acesta. Intrarea, nu știu dacă v-ați dat seama, dar e ca și un fel de pălăriuță de cățel, pentru că astea sunt două urechiușe. Și pe partea asta la altă aici avem făcut un oscior pe perete care este legat cumva de, cum îi spune, acoperișul clădirii, așa, ne am amintit. În spate avem acces la acoperiș făcut cu câteva blocuri de cupru și cu noile blocuri de, cum eu spune asta, taf, de taf, așa, polish taf și așa mai departe. Am făcut chestiuța asta, scărița asta, ca să arate așa foarte drăguț. Și aici sus, dar dacă urcăm, avem făcute niște sisteme de ventilație. Știți voi cum au clădirile astea mai mari și mai moderne un picuț, sau deasupra pe ele fie, nu, nu știu sigur dacă sunt neapărat sisteme de ventilație, dar cred că, în idee, cred că sunt aere condiționate, care să bage aer în clădire constant și să mențină o temperatură în clădire sau ceva de genul acela. Și chestiile astea se fac cu diferite blocuri de care vreți voi, n-are mai micuță importanță. Ideea este să aveți deasupra pe ele puse uh, de-astea. Șine. Șine de tren. Asta dacă le puneți așa frumos într-un 2 pe 2 din ăsta, se transformă într-o chestie de-asta rotundă ca și cum ar fi un ventilator. Și arată foarte mișto să, să aveți chestiuțe de-astea pe, pe clădiri deasupra. Iar astea sunt ca și niște țevi care să facă con conexiune, contact am vrut să zic dată, să facă conexiune între fiecare aparat de genul ăsta. E un detaliu micuț care de sus arată destul de frumos, mai, mai pe scurt. Iar pe partea asta altă a clădirii, fix aici în față, avem mica noastră fățucă de cățel, cățel negru, foarte simpatic, foarte drăguț, iar aici am scris un ham. Nu vi eu prescurtare de la ceva, pur și simplu mi s-a părut amuzant să scriu ham, practic cum face câinele ham-ham și să-l am pe partea asta a clădirii ca să-i mai dea un picuț de textură, să zicem, ceva de genul acela. Pentru clădire, pentru construirea clădirii, am ales mai, în modul ăsta mai nou de a construi, pe care îl folosește și b -Dubs. Pot să zic că am îndrăgostit de el și, bineînțeles, nici n-are rost să discutăm despre nivelul la care este b dar important este că încercăm și noi, am încercat să, să folosesc stilul lui de construit. Bine, nu știu sigur dacă el l-a dezvoltat sau este un stil mai nou de a se construi așa în, în momentul de față. Practic, cred că este numit shading sau ceva de genul ăla. Adică încerci să... sau e ca și cum ai picta, să zicem așa, construcția. Nu știu exact cum să mă exprim că nu am așa multe detalii în cap în momentul de față legat de stilul ăsta de construit. Dar este ca și cum ai picta construcția cu blocurile din Minecraft. În ideea în care tu îți alegi, exact cum am făcut și la clădirea de la Leapșa, tu îți alegi o culoare de bază, care ar fi um, culoarea de acolo light blue, concrete powder, adică pudra de ciment uh, albastru deschis, după care alegi alte culori care să se întunece, practic pe aceeași linie cum ar veni. De aia și avem... Uh, blocul de concret light blue, după aceea avem pudra albastră de concret, după aceea avem blocul de concret și după aceea cred că avem luna mov? luna mov, sau albastră, ceva de genul acela, ca și cel mai închis bloc. Și acum eu am folosit șmecheriuța pentru a construi clădirea asta, am folosit șmecheriuța de mod axiom. Axiomul sinea lui are în arsenalul său un mic nu, nu, aș putea să zic programel, are o micuță chestie care se numește auto shading sau auto umbrire mai degrabă. Și ce faci cu auto umbrirea asta? E bine, selectezi peretele sau blocurile pe care vrei să le umbrești, cum ar veni, te muți cu caracterul uneva în aer și simulezi soarele. Spre exemplu, eu pe Creative când am făcut construcția, m-am mutat, am luat construcția în spatele meu așa și m-am mutat uneva unei norul la ceva de genul în partea aia acolo așa. Și am stat acolo și m-am uitat la construcția mea, după care am selectat paleta de blocuri pe care vreau să o folosesc și am dat auto autombrire. Iar modul se apucă și se face singur cu paleta pe care tu i-ai dat de blocuri, umbrele în zonele în care, în teorie, ar trebui să fie umbre, ținând cont de poziția soarelui, sau mai degrabă poziția mea, în cazul acesta. De asta, uite cum e aici, avem niște blocuri un pic mai întunecate, pentru că aici nu bate soarele așa de tare și atunci este umbră, din cu acela fel, avem câteva nuanțe de umbră. Pe partea asta nu o bătea soarele aproape deloc, ceea ce înseamnă că era un perete destul de umbrit. De asta sunt blocurile puse așa de random. Și aici în spate, practic aici cea mai multă umbră din cauza că soarele în mod normal era undeva în partea respectivă. După cum se poate vedea și aici, dacă soarele bate de acolo, o să bată peste fața asta de cățel și aici practic o să fie umbră și o să fie foarte întunecat peretele. Din punctul meu de vedere arată destul de interesant și îmi place foarte mult stilul ăsta de construcție, nu, nu e foarte, foarte wow din apropiere, arată mult, mult mai bine din depărtare, la fel ca și clădirea Leapșa de altfel, bine, la clădirea Leapșa n-am lucrat cu axiomul pe ideea asta, ce am făcut eu, unde mi pe mine capul umbrele, să zicem așa, dar dacă ne uităm din partea asta, de la distanță, se vede ca și cum ar fi niște umbre acolo, în zonele respective, adică Cam asta e tot sensul noului stil de construit pe care îl folosesc oamenii în ultima perioadă în Minecraft. Ideea este să se vadă foarte fain construcțiile de la distanță. Bine, s-ar vedea și mai fain dacă ar fi la o scală și mai largă și cu mai puține detalii, probabil pe pereți, adică să renunțăm la semnul sa de ham, dar m-am îndrăgostit de el și arată prea frumos ca să îl dăm jos. Cam asta este ideea clădirii și felul în care am, am construit-o și am gândit-o până în punctul în care să o vedem în Minecraft pe braza haiducilor. Însă, acum trebuie să mă duc fuguța-fuguța, să aduc câinii și să-i placez pe aici, să le pun niște apiță și cu asta o să cam încheiem ideea clădirii noastre. Bine, o să trebuiască să mai organizăm noi treburile pe acolo pe sus cu cărsurile și cu alte lucruri de genul acesta, dar toate alea o să se întâmple în timp. Cățelușii noștri sunt cuminți la locurile lor. Ia uite-te la cât de drăguții <laughs> Cum stau și dau din condiție. Băi, fresh animation-ul e, e ceva special, mă jur. Aduce atâta viață Minecraft-ului ceva incredibil. Fiecare au apă și mâncărică și sunt fiecare puși cu partenerul sau slash partenera lor la locurile lor. Mai puțin cel alb. Cel alb este fix aici de -a dreapta tatălui. <laughs> Cum s-ar zice. Aici frumușel și de în, în dreapta mea. Iar este câinele meu credincios, mine toți sunt câinii mei credincioși, ce vorbim aici, sunt drăgăluși, drăgăluși, drăgălași, aha, drăgălași, drăgălași era cuvântul pe care îl căutam, ah, și simpatici. Cu astea, cam atât pentru astăzi, oameni faini, cam asta o să fie pentru astăzi, ne oprim aici, odată cu finalizarea adăpostului nostru pentru căței, o să mă mai ocup eu între timp, între episoade și în timpul meu liber să scriu ca respectivă ca să știe oamenii cum poate să obțină un cățel și cum poate să dea comandă de un cățel în cazul în care își doresc unul sau cum poate să adopte, între ghilimele, un cățel contra cost, desigur. <laughs> și o să le las acolo ca să, să nu existe du nu dubi, să nu existe neînțelegeri. Și după cum ziceam, oameni faini, cam aici o să ne oprim noi și o să încheiem acest episod. Eu, unul personal, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și că ați fost alături de mine și în acest episod. Nu uitați să lăsați un micuț like și un micuț subscribe la Nea dacă n-ați făcut-o până acum și dacă vă place contentul pe care îl fac. Până data viitoare, să aveți grijă de voi și să ne auzim cu bine în episoadele următoare sau pe livestream-uri. V-am țucat! les!